De dimineață m-a trezit soțul și m-a întrebat: auzi, dar o ciorbă, nu mai faci și tu? Zis și făcut, am mers la magazin, am cumpărat carne și m-am apucat de treabă. Știți cum a ieșit? Un deliciu! Dar stați să vedeți cât de ușor se face. Hai să ne apucăm de treabă. Am folosit 4 bucăți de carne de porc. Tu poți folosi de care vrei și de care îți place. Pe care am tăiat-o cubulețe. Într-o oală încăpătoare. Am pus cam 2 linguri cu ulei. Am adăugat carnea. Am folosit și câteva costițe. Am lăsat la prăjit până când au căpătat așa puțină culoare. Am pus apă cât să le acopere și am lăsat la fiert pentru 10 minute. Între timp am pregătit legumele. Am tocat mărunt o ceapă de mărime medie. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like. Mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete delicioase în fiecare zi. Am avut și un ardei roșu în frigider, l-am tocat și pe acela mărunt. Țelină, am folosit verde, tu poți folosi de care ai. Păstârnacul și morcovul, la fel, l-am tăiat cubulețe. Dacă vrei, îl poți da pe răzătoare, e mai ușor. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yami.expert. Am pus toate legumele deoparte și m-am ocupat de supă. După 10 minute, am aruncat apa și am pus o altă apă proaspătă. Într-o tigaie am pus 2 linguri cu ulei, am adăugat legumele și le-am lăsat la călit până au căpătat așa puțină culoare și s-au umuiat. Am sfumat ciorba, am adăugat legumele, bineînțeles că nu se putea, a trebuit să pun și 2 cartofi, fetiței mele îi plac tare mult, așa că nu-i pot omite. I-am adăugat în ciorbă și am pus 2 frunze de dafin. Într-un bol am pus 150 de ml de smântână pentru gătit, 2 gălbenușuri și am amestecat totul bine. Am luat din ciorba fierbinte și am adăugat cam 5 polonice, am amestecat totul și am turnat, amestecând în continuu, înapoi în ciorbă. Am condimentat cu sare, la final am pus și borș, dacă nu-ți place îl poți omite și am mai lăsat încă 5 minute la fiert. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Poftă bună, vă pup!